Selecționerul național de Hambal Feminin, Adrian Vasile, a sunat adunarea celor mai în formă sportive pentru a face deplasarea în Muntenegru, unde se va desfășura turneul preolimpic. Printre jucătoarele convocate se numără și pivotul slătinan Lorena Ostase, care la campionatul european de la finele anului trecut a avut o prestație foarte bună. Ea a fost la un pas de a fi inclusă în echipa reprezentativă a campionatului, în urma căruia s-a decis noua lideră a handbalului european feminin. Osta să va întâlni colegele la finele acestei săptămâni, urmând ca luni să facă împreună deplasarea în Muntenegru. Naționala va întâlni în perioada 19-21 martie la Podorica, doar reprezentativa țării gazdă și pe cea a Norvegiei, după ce Naționala Kazahstanului a fost repartizată în grupa întâi, alături de Rusia, Ungaria și Serbia. Obiectivul naționalei conduse de Adrian Vasile la turneul preolimpic îl reprezintă obținerea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Selecționerul s-a arătat încrezător în șansele jucătoarelor sale de a atinge obiectivul propus, susținând că a convocat la națională un mix de jucătoare cu experiență și jucătoare tinere, obișnuite cu competiția la nivel internațional, despre care crede că vor face față stresului competiției.